Neînțelegeri și contradicții la ședința de Consiliu Local ce a avut loc astăzi în comuna Husnicioara. Liberalii acuză conducerea comunei de comportament arogant, iar pe toată durata ședinței au fost aduse acuzații nefondate la adresa primarului. În cursul acestei dimineți, primăria comunei Husnicioara a găzduit ședința de îndată a Consiliului Local Husnicioara, acolo unde au fost dezbătute mai multe puncte importante de pe ordinea de zi. Un subiect important dezbătut în cadrul ședinței de astăzi a fost aprobarea bugetului local, subiect ce a fost amânat în cursul săptămânii trecute din cauza unor neînțelegeri politice, toate acestea afectând dezvoltarea comunității Husnicioara. Am avut ședință privind bugetul, într-adevăr ședință de îndată, pentru că deja ultima zi era 12 februarie și într-adevăr s-au aprobat proiectele mari de infrastructură, bugetul de venituri și cheltuieli, asfaltarea pe care o avem în curs pe DC15A, DC18 Husnicioara Bădițești, asfaltarea satului Oprănești, DC17A și, într-adevăr, a fost un amendament în care domnii consilieri au luat banii de la o investiție în curs de la amenajare parc în comuna Husnicioara, 140.000. Au spus că nu mai doresc să continuăm acest proiect. De asemenea, au luat 100.000 prin amendament de la Ilumina Public. Le-am spus că e o problemă în sensul că banii și așa nu ne ajung pentru iluminat, pentru că facturile sunt foarte mari. La o lună și două săptămâni avem facturi de 28.000 de lei, plus că trebuie mentenanță, plus că trebuie lămpi de schimbat. Și aici, să zic, va fi o problemă în ceea ce privește buna funcționare a iluminatului public. Iar la reparații curente, în ceea ce privește intervenția cu piatră sau cu ungrederi pe drumurile care nu sunt asfaltate sau în curs de asfaltare, la fel vor fi probleme, pentru că nu avem niciun leu. Domnii au depus un amendament care s-a și votat, în care cei 300.000 de la reparații curente s-au luat și s-au pus într-adevăr la un proiect de asfaltare aflat în derulare. Așa cum am menționat, bugetul pe care l-am propus e un buget echilibrat, având în vedere veniturile mici ale comunei. O parte din investiții sunt finanțate prin faptul că am avut excedent, în sensul că banii n-au fost cheltuiți 3 ani de zile și au fost strânși. De asemenea, faptul că s-a aprobat proiectul privind aprobarea rețelei școlare e și o durere, în sensul că sunt copii din ce în ce mai puțini și am fost nevoiți să aducem cumva la centru toți copiii. S-a stabilit ca și școala de la Peri, care mai avea câțiva copii, să funcționeze aici în școala, în clădirea școlii gimnaziale Husnicioara. Sigur că a fost o ședință tensionată, cu reproșuri. Neînțelegerile și contrele dintre consilieri și primari au fost și astăzi evidente, acolo unde liberalii au depus un amendament ce vizează modificarea bugetului local, liberalii dorind asfaltarea 2 km de drum, în timp ce primarul și-a dorit terminarea lucrărilor de execuție a unui loc de joacă, începute în cursul anului trecut, acesta din urmă fiind semnat de către primar și totodată de consilierii PNL. Lăsăm așa să luăm banii de la o investiție care ați aprobat-o tot dumneavoastră 2 ani la rând, acum nu mai aprobați, nu? O lăsăm așa. O aprobăm și pe aia? Când? Anul viitor. Când? Care o fi? Anul viitor? Da. Bine. Continuăm, că nu le-a nimeni de acolo. Bun, deci am înțeles. La iluminat nu o să mai avem bani pentru becuri și așa mai departe, pentru delegare și așa mai departe. La parc ați aprobat 2 ani investiția, acum nu mai aprobați, că nu mai vreți să se termine, să se finalizeze, da? Culorile politice nu ar trebui să primeze atunci când vine vorba despre bunăstarea și interesul locuitorilor unei comunități. Însă, divergențele evidente dintre primarul comunei Husnicioara și consilierii locali fac ca lucrurile să stagneze în loc să evolueze spre o comună înfloritoare. Încă o dată, consilierii PNL și-au dovedit că luptele de partid sunt lupte personale, nu de principii, cei mai afectați în aceste dispute fiind doar cetățenii.